Lumina și culoare. Cum poți vedea că roșul și verdele se îmbină de nu vezi înainte a soarelui lumină? Dar absorbită-i mintea când vede o culoare, ce ca un văl ascunde lumina când apare. Cum însă bezna nopții culorile le tăinuie, pricep că vezi culoarea cât timp lumina dăinuie. Nu vezi culoarea fără lumina din afară, culorii din lăuntru la fel i-a dat să apară. Lumina din afară, din stele și din soare, cea din lăuntru vine din veșnica splendoare. Lumina care în drum a ochilor lumină, menită a fost ca în oameni din inimă să vină. A inimii lumină, cel sfânt are sorginte și nu-i nici cum lumina din simțuri și din minte. Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. Toate materialele cu invitații noștri, toate interviurile le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Iar astăzi vorbim în cadrul acestei campanii despre Oceanul Sufletului de Rumi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, care face parte din campania Iubirea în poezia persană. Astăzi alături de noi este Carmen Florea, redactor la Filme, Cărți și de asemenea senior librar la Cărturești Carusel. Chiar vorbeam înainte de începerea materialului nostru, atât din punctul meu de vedere, cât și din punctul ei de vedere, a lui Carmen, una dintre cele mai frumoase și mai dragi librării, Cărturești Carusel. Astăzi vorbim despre Jalal Udin Rumi, Oceanul Sufletului, Rumi cunoscut și ca Sultanul Iubirii. Aș începe discuția noastră, pentru că pe parcurs, așa cum v-am recitat câteva versuri din Lumină și Culoare, dintr-un poem al lui Rumi, și Carmen ne-a pregătit un scurt poem, aș vrea să încep discuția noastră. Cine a fost Rumi? De ce este atât de important ca poet, ca maestru sufi? Și iată, cel puțin în ultimii ani, 5, 10, 15 ani, destul de cunoscut cititorului contemporan, mai ales celui european occidental. Și ce te-a impresionat, ce te-a impactat atât de mult la versurile lui Rumi? Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație. Am în vedere aici câteva paliere pentru care aș citi și reciti Rumi și pentru care l-aș recomanda și cititorilor de azi, și anume întâi legătura cu muzica, faptul că poezia sa îndrumă către introspecție și faptul că este accesibilă. Deși Rumi este un gânditor de mare anvergură, reușește prin textele sale să se facă înțeles și de cei care sunt profani, ceea ce mi se pare foarte important. De asemenea, ca și actualitatea scrierilor sale, faptul că în drumul la o asemenea introspecție, mai ales să ne gândim și noi la perioada prin care trecem, e important pentru că febra aceasta a momentului efemerul este o etapă prin care ajungem la divinitate, pe care trebuie să o trecem, dar în care nu trebuie să rămânem ancorați. Iubirea el este o modalitate de cunoaștere, care cunoașterea divinului nu se realizează prin intelect, ci prin această iubire, prin trecerea, ca să zicem așa, prin focurile existenței cotidiene. În acest sens, aș citi și eu un scurt poem din cartea despre care discutăm astăzi, Oceanul Sufletului, și anume Ulciorul Inimii. Pe ape se tot duce, ulciorul închis bine, căci aerul ce-l umple, deasupra îl menține. De vântul pustiirii, lăuntrul de țeplin, pe apa feței lumii, tihnit plutivei lin. De-ar fi ca întreaga lume, s-o ai în stăpânire, vezi inima ți-ar spune că n-are prețuire. Tu inima ți-o închide, pecetluind-o bine, și umplu doar cu boarea cunoașterii divine. Adică, prin experiențele personale, prin retragerea în sine, putem ajunge la această cunoaștere a lui Dumnezeu prin iubire.
Această iubire la Rumi nu exclude afectivul, e bine de reținut lucrul acesta, însă nu rezidă în el, adică nu se rezumă și nu rezidă la el. Iubirea este văzută și ca centru al ființei, doar ea este cea prin care ne apropiem de Dumnezeu. Oricâtă cunoaștere am acumula, în lipsa acestei iubiri, nu realizăm teosisul. Dincolo de acest lucru, este de menționat că prin această iubire, Rumi încearcă să reconfigureze într-un fel realitatea lui Dumnezeu. Adică, accesul la această unicitate nu se poate realiza printr-o retragere exclusivă din lume. Lumea este o condiție esențială a ajungerii către la Dumnezeu. Cel puțin așa am văzut eu, așa am văzut eu lucrurile, nu sunt expert, e bine de precizat lucrul acesta, dar așa m-am apropiat eu de poezia lui Rumi. Iar faptul că muzica este o condiție esențială prin care se realizează iluminarea pentru a ajunge la Dumnezeu, pentru mine este foarte important. Și la mine muzica are un rol important în viață. Fără muzică, n-aș putea trăi așa cum fac zi de zi. Mi se pare o poartă bună către nu către neapărat divinitate, n-aș merge la mine până acolo, dar către accesul la un altfel de cunoaștere, o altfel de cunoaștere. Rumi, cum spuneam puțin mai devreme, pentru că vorbeai despre iubire, Rumi, cunoscut și ca Sultanul Iubirii, a fost o personalitate foarte complexă, așa cum spuneai și tu, poet, jurist, cărturar al islamului, teolog și mistic, fondator, un lucru foarte important, fondator al Ordinului Mevlevi, cunoscut și ca Ordinul Dervișilor Rotitori, pentru că atunci când vorbim despre maestri sufi, despre poeți, ne referim și în cazul lui Rumi, mai ales în cazul lui Rumi, ne referim la un mix între arte, atunci când vorbim despre poezie, muzică și dans. Iată da, cum bine se împletesc acestea, Sama, exact. Ritual complex care include, așa cum spuneam, cântul, dansul inițiatic și o sumă de alte practici interne. Știm foarte bine și probabil că vom mai veni cu materiale, cu interviuri, cu invitații noștri în care vom vorbi și despre semnificația acestui dans inițiatic al dervișilor rotitori, faptul că nu este doar o rotire, da? Felul în care dervișul stă cu picioarele pe pământ și învârte un picior în jurul axei celuilalt picior, faptul că are o mână ridicată spre cer și una spre pământ, cred că acest dans are foarte multe semnificații și este plin de simbolistică, la fel și partea de poezie și de muzică. Atunci când vorbim despre muzica inițiatică, iată acum muzica persană. Da, și voiam să mai amintesc că aici, legat de tot de simbolurile pe care le regăsim la Rumi, asemănarea omului cu o mare, adică, din punctul meu de vedere, cu o desfășurare și modificare continuă. El are un întreg parcurs, drumul său este foarte fluid în căutarea a lui Dumnezeu, în căutarea lui Dumnezeu, dar și în căutarea sinelui. Pentru că nu vorbim aici de două entități distincte. Omul și Dumnezeu fac parte din același miez. Este o regăsire, pentru că Dumnezeu este în sine și nu în afara lui. Un element care mi se pare foarte important, pentru că există destule alte culturi care și religii în care omul este trebuie să se contopească cu Dumnezeu pierzându-și individualitatea, ceea ce mie nu mi se pare nici măcar valabil. Oricât am vrea, această contopire cu Dumnezeu nu distruge individualitatea, altfel nu am mai avea niciun rost. Și aș mai citi un poem de-al său,
referitor la această, la această trimitere la mare. Ulcioare și talazuri suntem. O, câte lume ascunde eternul Duh în sine, o, cât de largă-i marea acelei minți divine. Iar ale noastre forme gonesc pe această mare, plutind pe fața apei precum niște ulcioare. Plutesc în timp sunt goale, pe ale mării unde, și îndată ce se umplu, încep să se scufunde. Adică tocmai această scufundare în Dumnezeu. Ascuns rămâne Duhul și lumea doar apare, suntem talazul mării sau spuma trecătoare. Rămânem spuma trecătoare în condițiile în care nu încercăm să prețuim lucrurile dincolo de materialitatea lor, a spune. Cred că la asta se referă. Și apropo de faptul că lucrez și într-o librărie, e plăcut să văd că vin oameni care caută astfel de texte, vin oameni care sunt interesați, acolo avem o secțiune specială în care invit pe cititori să vină și să răsfoiască materialele, pentru că actualitatea acestor scrieri mie mi se pare de netăgăduit, ca să spun așa. Adică nu vorbim de o poezie veche la care nu ne mai putem raporta prin nimic, chiar dacă să zicem că religiozitatea a pierdut teren în epoca în care trăim. Dincolo de asta, divinitatea nu înseamnă ce trăim noi astăzi, supunere oarbă, și nu asta cred că este cheia în care trebuie să interpretăm în scrierile lui Rumi. Este vorba doar de delimitarea între fizic și spiritual, delimitarea între prețuirea lucrurilor efemere prin care trebuie să trecem și încercarea de a accede către o treaptă superioară. Și bineînțeles, aș completa eu fără dogmatism. Fără, da. Dar nu am ajuns încă la Mantaui, sper să în perioada următoare să citesc și celălalt volum, pentru că cred că e important să ai o perspectivă mai largă asupra scrierii. Doar dintr-un volum nu neapărat îți poți face o impresie corectă asupra scrierilor sale, dar uneori timpul e ceva mai scurt decât am vrea. Și apropo de relația cu poezia, că n-am vorbit și despre asta, am avut multă vreme senzația că pentru poezie îți trebuie o anumită stare, nu poți citi poezie oricum. Trecând prin perioada asta mai dificilă pentru toți și discutând și cu colegii librari și cu redactori și cu scriitori, am început să privesc altfel lucrurile și să-mi dau seama că, de fapt, poezia îți dă acea stare. Și e bine să te apropii de ea în orice moment, pentru că ăsta e rolul ei, cred. Să-ți inducă starea de care ai nevoie, fără a-ți consuma atât de mult timp cât face un roman, să zicem. Proza, da, da, da. Și e o descoperire de care nu pot decât să mă bucur. Acum, vorbind, adică și despre părțile bune, să zicem, ale perioadei dificile prin care trecem. Și m-a bucurat să văd că și în librărie sunt oameni care au regândit un pic perspectiva poeziei în vremurile pe care le trăim. Și m-a bucurat și lucrul ăsta. Oceanul sufletului întrețese fabule, și aici mă gândesc la un alt poem care cumva doar, hai să spunem prin titlu, mă duce cu gândul la Fontaine sau la Grigore, da, Alexandrescu, da, da. Este vorba despre leul și iepurele. Deci oceanul sufletului întrețese fabule, scene desprinse din viața de zi cu zi, revelații și exegeză coranice, precum și unele considerații metafizice. Am putea spune într-o tapiserie vastă și complexă. Rumi era convins că folosirea muzicii, a poeziei și a dansului este o cale de a-L atinge pe Dumnezeu. În concepția sa, muzica îi ajută pe credincioși să își concentreze întreaga ființă asupra divinității atât de intens încât sufletul este totodată nimicit și înviat. Practicile pomenite puțin mai devreme, practicile dervișilor rotitori, au devenit în acest sens un ritual pornind de la aceste idei. Și aș vrea să mai menționez câteva titluri de poeme. Cântecul Naiului, a nu se confunda instrumentul nai
din cultura populară românească cu neiul din cultura populară persană sunt diferite. Iubirea pentru Dumnezeu, regele, sclava și vraciul, învățăcelul Zbanghiu, pana din mâna Domnului, harul divin, constrângerea divină și libera voință, leul și iepurele menționate puțin mai devreme și multe alte poeme și fabule cu un substrat, aș spune, emoțional, pentru că pomeneai foarte bine puțin mai devreme. Aici vorbim despre un soi de intuiție, deci nu mergem pe zona cogniției, pe zona cognitivă și a intelectului, folosindu-ne mintea pentru a înțelege niște subtilități ale versurilor lui Rumi, ci cumva cred că ar trebui să ne deschidem inima pentru a înțelege foarte bine mesajul poeziei sale. Da, apropo de focul despre care vorbeai puțin mai devreme, de menționat cele trei dimensiuni ale iubirii la Rumi, focul, lacrimile și sângele. Deci, dacă în prima instanță trebuie să realizăm această combustie, ulterior se petrece o ameliorare, pentru că apoi să ajungem la ultimul punct, îndeplinirea teosisului și identificarea cu divinitatea. Deci tot acest drum presupune și un soi de suferință pe care trebuie să ne o asumăm și prin care trebuie să trecem. Fără parcurgerea acestor etape, nu putem ajunge la contopirea despre care vorbește Rumi în această colecție de poezii și fabule. Asta voiam să mai adaug. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Rumi, de fiecare dată vorbim cu bucurie și cu mare plăcere despre Rumi, cartea Oceanul Sufletului, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, în care regăsiți și alți autori, precum Inayat Khan sau Omar Khayyam, în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană, astăzi Oceanul Sufletului Rumi. A fost astăzi alături de noi și îi mulțumim din suflet Carmen Florea, redactor Filme Cărți și de asemenea senior librar la Cărturești Carusel. Noi, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. Iată, luna februarie, luna iubirii am intitulat-o noi. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumim, Carmen Florea, vă mulțumim și noastră cu recunoștință că ați fost ca de fiecare dată alături de noi. Ne vedem data viitoare. Până atunci să aveți o duminică frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine. La revedere. Mulțumesc tare mult.